Săptămâna trecută, în Moscova, Rusia, a avut loc Igromir 2011, cel mai mare eveniment de jocuri din Rusia, dedicat producătorilor de jocuri rusești. Sau nu, de fapt anul ăsta chiar nu prea a fost, deoarece prezența jocurilor produse în Rusia a fost chiar mică. Bine, s-ar putea să fie omis câteva dintre ele, având în vedere că este o barieră destul de mare de limbă și pentru că, în general, toată lumea din afara Rusiei ignoră Igromir. Anul acesta, mai mult ca de obicei, se pare, din moment ce au auzit că de data aceasta nu va mai fi nuditate la eveniment. Totuși, vizitatorii nu au fost dezamăgiți de diversiuni. Poate n-a fost tocmai ca în anii trecuți când puteai confunda un eveniment de jocuri cu un club pentru adulți, dar tot au fost suficiente distracții încât numai asta să găsești dacă vei căuta Igromir 2011 pe Google, pe YouTube sau oriunde. Dar trecând la jocuri, mi-a sărit un ochi ceva foarte interesant la Torchlight 2, pe lângă faptul că au spus că îl vor lansa lumea viitoare. La prezentarea jocului au început să se ia la harță cu Diablo 3 și Blizzard, lăudându-se cu faptul că nu interzică niciun fel modificările, dimpotrivă chiar le încurajează oferind uneltele direct cu jocul. Asta se știa deja, dar a devenit un punct de vânzare pentru Torchlight 2. Dar partea care chiar m-a surprins este că, aparent, la Torchlight 2 lucrează mai mulți oameni care au lucrat la Diablo 1 și la Diablo 2 decât are Blizzard acum în echipa de la Diablo 3. Și stau și mă întreb, dacă au acest talent original care au creat primele două jocuri, de ce numele ciocanului lui Griswold arată ca o versiune comică a unui trailer de Diablo 3? Totuși, primul joc a fost surprinzător de bun în ciuda modului în care arăta, iar al doilea va fi în esență Diablo 2, cu animale de companie și pescuit. E inovații, dar până apare Diablo 3 sau până intrați în beta-ul lui Diablo 3 sau până intru eu în beta-ul lui Diablo 3 și dispar vreo lună, e bun și Torchlight 2. Mergând mai departe, Gaijin a prezentat un nou trailer pentru World of Planes, unul ce arată mai multe medii care vor fi prezente în MMO-ul cu avioane. Din păcate, nu au oferit informații suplimentare despre joc. Iar un trailer nu prea este o noutate din moment ce avem deja versiunea alfa, care în esență este un trailer pe care îl puteți descărca de pe Uplay. Tot Gaijin, în colaborare cu Stargem Inc., au dezvăluit un nou joc. Bine, primul anunț a fost încă de luna trecută, dar a fost prezent și la Igromir. Jocul se numește Star Conflict, un MMO-SF plasat în spațiu, desigur, într-un viitor îndepărtat în sectorul 1337, un nume foarte original, ce a fost distrus de o forță necunoscută, iar acum este un loc plin de oportunități pentru toată lumea, mercenari, armate și așa mai departe. Detaliile până acum despre joc sunt incredibil de generice, ar putea să descrie cam orice MMO făcut vreodată, nu doar cele SF plasate în spațiu. Dar pentru că este numit un action MMO spațial, voi presupune că va semăna cu Black Prophecy, dar sper că va fi jucabil încă din start. Din punct de vedere grafic, nu arată deloc rău, cosmosul întunecat pare chiar foarte colorat și vioi. E aproape de parcă m-aș uita la o scenă din Just Cause 2. Pe departe, cel mai mare anunț de la eveniment a fost un nou joc King's Bounty, King's Bounty Warriors of the North, unul din care au lansat doar imagini și nelipsita tip îmbrăcată așa. Jocul va fi plasat în nordul Endoriei sau acolo va începe și vei fi în controlul lui Olaf, fiul regelui vikingilor, a cărui misiune va fi să lupte împotriva unei armate de undead pentru a salva întreaga Endoria. Știți voi, lumea care este pe o țestoasă gigantică și nu a putut fi cucerită până acum de dragoni sau de arhidemonul Baal. Că veni vorba, sper să existe un motiv bun pentru care Amelie și Bill Gilbert nu au luptat împotriva morților vii. Poate că au devenit undead sau probabil sunt pe undeva prin Terra sau Xin, pentru că fac parte din același univers Might and Magic vechi. Nu glumesc. Jocul va adăuga un nou tip de magie numit Rune Magic, va adăuga abilități noi, creaturi noi și fiind viking, Olaf va avea de partea sa până la 5 Valkyries, care aparent vor avea atât rolul de companion cât și de creatură invocabilă în luptă, la fel cum era dragonul sau spiritele din cutia furiei. Jocul va fi lansat abia anul viitor și sper că între timp să apară măcar un trailer. O să arate predominant la fel, nu mă așteptam la altceva, dar mai mult King's Bounty niciodată nu strică, în special pentru că expansionul Crossworlds a fost destul de jalnic.
Mari absenți de la Igromir 2011 au fost cam toate celelalte jocuri publicate de către 1C Company, cum ar fi Royal Quest, King's Bounty Online și în special Dead to Spice 3, care tot mai aștept să apară de la o zi la alta. De asemenea, Wargaming.net era acolo, dar numai cu World of Tanks, deși au încă două jocuri în lucru, World of Battleships, nu Boats, și World of Warplanes. În rest au fost predominant producători din afara Rusiei. Era Hitman, era Tomb Raider, era Diablo 3, jucabil, dar mai nimic din acele jocuri rusești care în ultimii ani s-au dovedit a fi destul de plăcute, create așa cum erau jocurile pe vremuri. Grele ca dracu și garantate să țină publicul majoritar departe. Cam la fel ca toate evenimentele dedicate jocurilor de anul acesta, Igromir 2011 a fost și el o dezamăgire. Dar dacă nu mă înșel, cred că este ultimul. Ne putem pregăti acum pentru E3 2012, când vor fi anunțate tot felul de console noi, pentru că între timp piața de PC-uri a început să vândă mai bine decât cea de console. Așa că până atunci revenim la MMO-uri. Bine, nu tocmai până la E3, pentru că în ianuarie va fi Consumer Electronic Show 2012.